Salariile atractive din domeniul sanitar împing tot mai mulți tineri să urmeze cursurile unei școli de asistenți medicali. Pentru a căpăta experiență, asistenții începători solicitau să facă practică la Spitalul Județean. Până de curând, cu toții erau acceptați pe secțiile unității spitalicești, dar lucrurile s-au mai schimbat, iar accesul voluntarilor este acum restricționat. Am oprit pentru că erau foarte mulți și era oarecare haos și dezorganizare și am vrut să termine cei care aveau acum contracte și o să reluăm procedura. Când se mai eliberează un pic. Erau 10, da, și chiar unii încurcau sau nu veneau sau și din diverse motive, dar o să facem un pic de ordine. Unii voluntari aveau preferințe în privința secțiilor și se ajungea în situația în care pe unele secții erau mai mulți voluntari decât asistenți. Că ei vroiau de obicei numai pe anumite secții și acolo erau foarte mulți și în alte secții unde chiar aveam nevoie de ajutor, nu vroia nimeni. În spital mai sunt acum voluntarii care au contracte în derulare. Mulți dintre cei care fac voluntariat speră să-și găsească un loc de muncă în spital. Activitatea de voluntariat nu cântărește însă în momentul în care sunt scoase posturi la concurs, iar decisiv este rezultatul testării scrise și probei practice.